Tare. Astăzi vreau să vă prezint niște lucruri interesante, zic eu, și haideți să începem cu acest rafalet din silicon pentru realizarea efectului de cărămidă aparentă. Este confecționat de către mine. Mi-a luat ceva timp ca să-l confecționez, dar eu cred că a meritat efortul pentru că este un efect deosebit și eu cred că mă ajută și poate vă ajută și pe voi această idee de trafalet. Din păcate, la noi pe piață se găsesc foarte greu asemenea ustensile pentru a realiza efecte decorative amprentate pe pereți și am hotărât să mi-l confecționez singur. După cum vedeți, în momentul amprentării vor ieși 3 rânduri de cărămidă. Acestea sunt rosturile dintre rânduri. Ok. Bun. Să trecem mai departe. Acestea sunt niște matrițe, tot așa, din silicon, pe care le-am realizat pentru niște efecte de piatră, tot așa, amprentată pe perete. Asta este una. Mai avem una care este realizată din silicon transparent. Mulajul a fost realizat de pe pietre naturale. Și cea de-a treia, la fel. Și vreau să spun că sunt niște modele unice, făcute de către mine. Nu cred că se găsesc pe piață aceste modele. Dar efectul este unul deosebit. Bun, avem tot așa o matriță pentru amprentat piatră, da? suprapusă una peste cealaltă. Ați mai văzut modele acestea de piatră în comerț și la fel, cu această matriță scoate niște modele deosebite, amprentând pe perete. I-am pus și niște mânere ca să mă ajute în momentul amprentării. Și arată. Trebuie să ne adaptăm la cerințe. De aceea am realizat aceste matrițe din silicon. Dacă sunteți interesați cum le-am realizat, putem face un tutorial într-un episod viitor și să vedeți cum se realizează astfel de matrițe. În continuare, am să pun și niște poze de la efectele decorative realizate cu aceste matrițe și în speranța că v-a fost de folos, vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu v-ați abonat la canalul meu până acum, am rugămintea să o faceți, apăsați butonul de like și până data viitoare vă doresc multă sănătate. La revedere!